cutia poștală. Paco, micul vulpoi, tocmai terminase de scris scrisoarea prin care îi spunea lui Moș Crăciun ce cadouri și-ar dori să primească. O mașină de pompieri, o minge mare și o carte despre dinozauri. După ce trecu și adresa pe plic, fugi până la marginea pădurii pentru a pune scrisoarea în cutia poștală galbenă. Dar se pare că Paco nu era singurul care abuseze această idee. Toți prietenii săi din pădure erau deja acolo, așezați unul în spatele celuilalt la coada imensă din fața căsuței poștale. Paco se grăbi să se alăture celorlalte animale, observându-le cum înaintează ușor. Prima dată e rândul plăfcuței Soti să-și pună scrisoarea în cutie. Zop! Face un salt uriaș și misiune îndeplinită. Apoi vine rândul lui Teddy, pisica sălbatică. Hopa! Aceasta face un salt acrobatic și scrisoarea e în cutie. După ea e rândul Nalei, puiul de mistreț care este ridicat de mama sa pentru a ajunge la cutie. Ura! A reușit! Puiul de cerb, Dominic, în schimb, are chiar înălțimea necesară, așa că paf! Scrisoarea cade imediat în cutia galbenă. Încetul cu încetul, cutia galbenă se umple, în timp ce coada se micșorează văzând cu ochii. În sfârșit, vine și rândul lui Paco. Dar sunt deja atât de multe scrisori în cutie, încât nu mai este loc pentru încă una. Sărmanul Paco! Deodată se aude un zgomot de motor și... tu-tu! Un claxon! Este poștașul care tocmai sosește cu camioneta sa. Poștașul deschide ușița cutiei poștale și toate scrisorile cad în sacul său cel mare. Paco profită de ocazie pentru a înmâna și pe a sa. Uf, m-am liniștit, spune el zâmbind. Acum sunt sigur că scrisoarea mea va ajunge la Moș Crăciun. Ajuns acasă, Paco merge la culcare împăcat și mulțumit. Închide ochii și se gândește la toate cadourile frumoase pe care le va primi. Ți-a plăcut povestea bunicului? Dar celelalte povești? Dacă da, atunci te rog să le împărtășești și altora. Dacă vă place ceea ce facem și doriți să vedeți mai multe povești și aventuri, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul nostru. Pentru voi este gratis, iar pe noi ne ajută să continuăm această minunată călătorie în lumea poveștilor. Mulțumesc încă o dată și ne vedem curând cu noi povești interesante.